Bună dimineața! Astăzi nu o să gătesc nimic. Este și frig afară, ploaie și mai ales cel mai important, eu am mâncare suficientă pentru azi, e păcat să o arunc. Pasoarea de ieri a ieșit extraordinară, așa că azi o să fac un mic film despre... Eu am o mică colecție de coniac și vreau să vă arăt și dumneavoastră. Vreau să vorbesc de... Nu mă pricep la coniac. Mare, eu m-am apucat de colecționat acum câțiva ani și când am auzit pe cineva că coniacul este singura băutură alcoolică care se învechește și în sticle. Eu tot primeam coniac din Republica Moldova, mai cumpăram. În fine, asta a fost decizia mea și mai mult decât atât, eu nu beau coniac. Dacă nu-l beau, am zis că se și învechește în sticle, haide să le păstrezi, să vedem ce o să strâng. Așa. Sistemul de denumire al coniacului este creat de Maurice Hennessy în 1865. Adică ce înseamnă? VS, VSOP și XO. VS înseamnă Very Special, are 3 stele. VSOP înseamnă Very Superior Old Pale, 5 stele. Și XO Extra Old, 8 stele, 7 sau 8 stele. Coniac, ce să vă zic, se spune doar în Franța. Este o regiune, cum este și cea și Champagne, așa se numește, coniac. În România se zice Vinars, în Moldova se zice Divin, iar internațional se zice Brandy. Haideți să intrăm în beci, am și în casă câteva sticle, intrăm în beci și să vedem ce sticle am acolo. Așa. Uitați, cam astea sunt sticlele mele din beci. Nu știu câte sunt. N-am o mare colecție, câteva ce am strâns câțiva ani. Să știți că multe s-au băut. Când vine cineva la mine, voi deschide sticlă de coniac, o deschid. S-au și spart multe, pisicile mi-au spart câteva. Eu, v-am zis, nu beau coniac, doar îmi place să-l colecționez. Ia să vedem ce avem aici. Ăsta e un coniac Vinia Cornar din 71. Aici un XO Boiar. Sunt prăfuite, sunt murdare. Un Quint XO. Ce mai e pe aici? Cojosa. Ah, ce vreau să vă arăt aici. Ia uitați. Opa, am aici o sticlă de țuică, se numea Reacchio de Caise, de 34 de grade. Rachiu Constanța, din 1989, de la Revoluție. Ia uitați. Asta este singura sticlă de cu altceva. Ce mai ai? Aole, să nu le dărâm. Bucuria Divin, vârsta 10 ani, Călăraș. Asta e un coniac făcut de cineva din țară. Eu nu știu cum să vi le arăt. VSOP. Asta este XO, vârsta 12 ani. Marele logofăt, XO. Monlui. Aici ce mai este? Barza albă. Știu că am și barza neagră. Legenda Moldovei. Un divin de 10 ani. Status regal. Ia uite ce e aici. Cridenii. 5 ani. Boiar. Pe aici Călăraș. Ce mai e? Cuza Vodă. Haideți să vedem cum filmez. Ăsta este un coniac armean. Ăsta este foarte bun. De 10 ani, da. Eu l-am de mult. Adică nu mai are de mult 10 ani. Pe aici, uitați, Călăraș de 10 ani. Tezaur, Călăraș. Ia uitați aici, Călăraș de 7 ani, de 10 ani, de 10 ani, de 15 ani și de 20 de ani. Călăraș, Barza Neagră, Chișinău, de 10 ani. Aici am un coniac Moldova în seif. Ce mai e aici? Cricova, Boiar Divin, XO, Gelas, Armaniac, opa. Ăsta ce este? Un Vartley Divin, XO. XO, Gelas, ăsta ce este? Nu știu ce este, coniac american. Asta nu știam că l-am.
vint, lăutarii, bucuria divin. Ia uita ce aici. XO, 8 ani. Crideni, XO. Pe aici, ce mai e? Marshall, divin. Louis de Cont. Ia uite, Bardar de 7 ani. Vinc, nu filmez eu prea bine, dar vă dați seama. Roa Moldovei, Authentic XO. Asta ce este? Am Vartley, mai am unul de ăsta. Făt frumos, Tezaur. Tezaur e VSOP și Tezaur XO. Ia uitați, sunt două diferite, dar seamănă. Încă un Tezaur XO. Hai de capul. Vint XO, Speranța XO de 9 ani, Duperion, Armand, opa, ăsta din 76, ia uitați. Quint, de 10 ani XO, Quint XO. Pe aici prin spate ce mai este? Ia uitați, Vardarul ăla este unul de 7 ani, unul de 10 ani, unul de 12 ani. Sper să nu vă plictisesc. Aici, Bălă Nești, divin, legenda Moldovei, Speranța, divin. Acolo ceva în divin în rusă, un logofăt, Bălți XO, un premier, Marc, lui de Cont, Marc de 10 ani, un gen de 5 ani, VSOP, Hennessy, două sticle de Hennessy. Asta, cu asta mă mândresc. Asta cred că este cel mai scump coniac al meu, Arcesis Romaniac. Ăsta are vreo 40 de ani, 3 sticle. Uitați, una, două, trei, parcă aveam mai multe. Mai e una aici. Ce mai e pe aici? Călăraș, Tiras, Tezaur, Premier, Barza Neagră, Cricova, Călăraș. Eu nu mai văd pe acolo. Sunt de ceva ani aici și le las așa prăfuite, numărul ele, trebuie să găsesc să fac un spațiu mai bine amenajat pentru ele, să le aranjez în cumva mai bine. Deci, astea sunt aici în Beci, la Paianjeni. Am câteva și în casă, mergem și în casă imediat. Pentru cei cu darul băuturii, să nu se uite. Am intrat și în casă. Aici am coniacul mai mult cu formele astea mai ciudate. Nu e un coniac foarte scump, dar sunt haioase formele. Ia uitați. Lebădă. Am acolo un buzdugan. Delfin. Căprioară. Ce mai acolo? Porc. Încă o minge. Asta nu știu ce animal este. Avionul ăsta s-a băut, dar am păstrat nu ca să-l umplu, am păstrat ca să iau din nou la fel. Așa. Ce mai e pe aici? Uite, scorpion, papuc, cerb. Acolo am unul foarte fain. Așa că se vede. E din 1976. Armaniac. Ce mai e pe aici? Asta e taur. O vioară, o sabie, o pușcă, asta nu știu, un peștișor, un leu, o căprioară, o sabie. Ia uitați. Astea sunt mai ciudate. Dar nu e un coniac foarte scump sau foarte, foarte bun. Aici ce vreau să vă arăt. Am piesa de rezistență a colecției mele. Este o șampanie Armand de Brignac și este personalizată cu numele meu. Modelul ăsta s-au făcut doar 200 în lume. Una dintre ele se laudă Beyoncé că a băut-o. E pe YouTube. Deci atât de rară și de scumpă este această sticlă. A fost colecția mea de coniac. Nu e mare, dar am vrut să vă arăt și vouă, pentru că azi v-am zis nu gătesc nimic. Dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Și nu uitați, ținem legătura!